acest palat? Nu te omoară un bec din asta, strică poza. Din păcate, noi nu l-am avut în ceea ce se cheamă program, dar dății de viitoare, când veți sosi, e mie, Doamne, Dumnezeu, să încercați să ajunge să-l vizitați, chiar dacă acum cum ajunge doar să-l vedem dinspre mare. El este așezat de-a lungul Bosforului, având o arhitectură neoclasică, altă viață. O sumedenie de arhitecți, constructori. Planurile au fost gândite de așa natură, încât bă, clădire să epateze prin culoare nouă, modernism, la vremea aceea. Interiorul, deosebit de vast, amplu, o construcție foarte interesantă. Vă spuneam, în interior există câteva valuri acum. Camere. Putem să spun câteva săli. Opa. În care se regăsesc foarte multe lucruri ce amintesc de perioada aceasta a existenței ca palat al sultanilor. Vezi de mineral? Da, da, da. Hai, gata, mi-am înghețat mâinile. Cum? Mi-am înghețat mâinile. Palatul Gormabahce, doamnelor și domnilor, este astăzi un muzeu legat mai ales de ceea ce înseamnă perioada, să spunem, modernă a Turcii. Interiorul acesta, frumos decorat, celebrul turc cu ceas de la intrare, multitudinea de sări, saloane ce au aparținut acelei perioade imperiale și mai ales faptul că în acest palat și-a trăit ultimele clipe, Mustafa Kemal face din el un loc deosebit din punct de vedere istoric. Altădată veți avea ocazia să ajungeți să-l priviți și să-l vizitați. De privit, îl privim astăzi din exterior. Ne îndreptăm deja către el. Se află pe partea stângă. Uite! Da, da, uite ce frumos e cu geam de sus. Așa cum vedeți Bosforul, despre care vă spuneam, că leagă, ca să spunem așa, să nu mai putem face poate. Am venit de spate două continente și leagă două mări. Este, doamnă și domnilor, de asemenea, o cale maritimă extrem de vizitată, de nave care circulă de-a lungul ei, făcând legătura între Marea Neagră și bazinul Mării Mediterane. Miros e cafea. Deci, da? Un lucru... Din asta beau da, și eu. Mă, cafea rășnită. Deosebit. Da, e cafea rășnită, miros. A, cafea, cafea, da. În fața dumneavoastră, imediat, vom îndrepta un pic către dreapta, palatul Gormabahce, iar în partea stângă, celebrul turn cu ceas, despre care vă spuneam. La vremea respectivă, construcția asta, pe începutul secolului XVIII-lea, o lucrare deosebită datorită mașinării pe care a fost folosită și care și astăzi încă se poate spune că funcționează. Palatul Gormabahce cu aleile sale și cu această splendidă așezare de-a lungul uneia dintre cele mai mari strâmbitori și circulate strâmbitori. Uite, de acum apare, da. Vă spune un lucru foarte interesant. De-a lungul timpului, în acest palat, a avut ocazia să petreacă o noapte Bă, fără Vladimirescu, bătută pe Coza,
pardon, Dumitru Aurescu și Ceaușescu. Oh. Într-una din vizitele sale, Turcia, a fost cazat într-o aribă laterală a acestui palat. Deci, iată, lucruri relativ interesante față de această gădire legată de noi. Deci, Cuza, în singura sa vizită către alta poartă, este, sau înnoptează în acest palat, iar Ceaușescu, în vizita sa, din 1980, se pare să 81, în Turcia, de asemenea, înnoptează într-una din aripile palatului. Aripi care sunt deschise și astăzi pentru anumite dinei oficiale. Acum mi se duce bateria. Cum? Mi se duce bateria. Păi de ce tu nu mai filmezi? La personalități politice. Cum e? Care, bineînțeles, s-a întâlnesc cu oficialitățile turce. Vrei să auzi sau să fac mai multe poze? Da. Acest paralel cu noi și ne vom întoarce este țărmul asiatic. Asia, de unde am venit noi, nu? Și am lucrurile că țăr ne vom întoarce ce facem două ore noi în ăsta? Că nu știu ce, unde mergem două ore? Că deja avem 20 de minute și ne-am ajuns pe partea asiatică. Știu că Mehmet mai e acolo, el vă mai spune și alte lucruri legate de căduri. Este un sub deosebit. În față se prefigurează, dacă puteți să priviți, primul pot, podul Bosfor, pe care noi aseară l-am străbătut. Scoteți-vă blițul! Și ne vom îndrepta, doamnă și domnilor, către el. Începe să nu mai poți să faci. Și veți avea ocazia, privindu-l, să... Încep să nu mai poți să faci nimic. Să vă dați seama de adevărata